Salutare, prieteni! Suntem Daniel și Andreea din Maramureș, că toată lumea întreabă de unde sunt cei care vin prima dată și nu ne cunosc. Astăzi vom răspunde la unele comentarii pe care ne le-ați scris. Nu trebuie să răspundem mai scurt, că cine stă să-ți asculte o prelegere întreagă pentru o întrebare? Din ce văd eu, urmăritorii noștri care se adună și ne apropiem de 30.000 tind să le placă conținut de lungime mai mare. Și dacă asta am făcut până acum, nu ne-a zis lumea să mai tăcem din gură că vorbim prea mult. Așa că eu zic să continuăm mai departe cum suntem noi, naturali, povestind. Chiar dacă din Ardeal fiind, s-ar putea să ne ia mai mult să ajungem okay. La o concluzie. Ok, 2 minute doar să spui că o să fie mai lung. Bun, citim comentariul. Da. Eduardino zice așa, salutare! Înțeleg că v-ați mutat la țară și că vă place. Da, asta e evident. Dar ați ales și să creșteți animale și să munciți pământul pentru a putea ține aceste animale și totodată să cultivați legume pentru a mânca cât de cât natural. Da, exact. Dar nu cumva toate aceste lucruri vă afectează alte necesități? De exemplu, nu aveți nevoie de un concediu sau o vacanță? Întrebare pentru tine, dragă. Pentru mine? Da. Bine. Păi, în primul rând, noi am pornit de la ideea de a ne crea un loc și un stil de viață de la care să nu avem nevoie de pauză sau concediu. Ne-am creat un cămin unde să ne simțim tot timpul liberi, să nu fim sufocați de prea mult lucru, să nu fim sufocați de prea mult stres, să simțim tot timpul nevoia asta. Ia un câine, 2 câini, 3 câini. Așa ca să! Așa ca să! Ce cu ăștia tu? Ce fain e să-s ca și Tesa. Să nu fim sufocați de stres și să simțim nevoia tot timpul să evadăm. Asta și ne-am găsit locul taman la țară unde ai veșnic de lucru. Da, ai veșnic de lucru. Lucrezi pentru tine. Și în ritmul tău? În ritmul tău, pentru că noi nu simțim nici într-o zi, nu simțim stresul ăla că trebuie să lucrăm ăsta, că vine șeful. Da. Vine ploaia și fânul țipă jos. Bun, dar să nu fii tot timpul presat că vine șeful și trebuie să fie făcute. Da, da, ești constrâns de situația meteorologică. Și da? Propria motivație. Da. Și cred că s-ar putea ca ăsta să fie printre cele mai grele lucruri. Că dacă ai un serviciu, mergi la serviciu, știi zi de zi că ai de mers la serviciu. Dacă nu lucrezi pentru cine, trebuie să te motivezi tu în fiecare zi. În fiecare zi trebuie să-ți spui, trebuie să mă duc să fac treaba aia, că dacă nu o fac, nu-i făcută și nu o am. Și cu noi, și cu YouTube-ul. Pentru noi e o muncă zilnică și nu numai că filmăm, luăm camera și filmăm, trebuie să-ți găsești idei. Și trebuie să-ți găsești în fiecare zi motivația să faci treaba asta. Că de foarte multe ori, eu personal, de foarte multe ori am zis, dar ce rost are? Și motivația sunteți voi care ne scrieți comentarii, ne încurajați, ne dați like-uri și ne ajutați cu algoritmul YouTube. Hai să trecem la următoarea întrebare, că aici să nu povestim prea mult. Cred că omul s-a lămurit. Noi suntem într-o veșnică vacanță la țară, chiar dacă suntem automotivați. Nu suntem într-o veșnică vacanță, dar ne-am creat un stil de viață care să nu necesite evadarea asta. Okay. Pentru că toată lumea dorește să evadeze din stresul pe care îl are. Și de aia au nevoie de o vacanță. Bine că și noi mai ieșim, mai ales vara, în câte o zi mergem la lac, la râu, la una și la alta. Pentru că avem copii și copiii simt nevoia să se distreze în astfel de... Probabil Eduardino e mai nou pe canalul nostru, pentru că noi constant postăm videoclipuri și mergând la râu, într-o aventură, într-o drumeție, alte ori explorând nu știu ce și așa mai departe. Dar uitați-vă pe canalul Oroșan la țară și veți vedea cât de diverse lucruri facem noi, încât nu avem timp să ne plictisim. Întrebarea continuă și zice așa, să cutreierați alte meleaguri, munte, mare, etc. Da. Asta facem deja că avem muntele aproape, la mare și la mare, mai rate, cam departe, și la mare da? Am fost cu copiii odată și sunt sigură că vom mai merge, pentru că ne-e în plan să mergem. A fost foarte frumos, dar după 3 zile, maxim 3 zile, noi ne-am săturat. De mare ne-am săturat. De-abia de așteptam să venim acasă și noi și copiii. Și ne propuseserăm să stăm vreo 5-6 zile. Da. Ca să zic, na, acum ne-am pregătit și o vecină aici, foarte de treabă, a rămas cu toate animalele. S-o speria găinile. Cred că o intra mara la ele, dar continuăm. Și... Și ne-am întors mai repede acasă, că ne-am plictisit de mare. S-au uimit și
doamna vecină, ce faceți acasă? Că ați zis că... Se bucură de ce că pot să zboare găinile. Da. Dacă vreți să vedeți mai multe despre găini, puteți să vedeți pe canalul Andreei de Facebook, Andie Len, așa se numește. Ea acolo mai degrabă area ei de interes maxim. Și eu sunt mai mult pe YouTube, ea e pe Facebook. Continuă. Nu cumva acest mod de viață la țară, cu de toate, vă ține legați de acel pământ și de animale, nemai putând să vă rupeți de ele? A, noi nu vrem să ne rupem de ele, sunt ale noastre. Noi, prin munca noastră, le-am cumpărat pe toate și le-am făcut pe toate. Și am crescut animale de la una. Și spartea familiei noastre. Nu vrem să ne rupem de la ele. Pentru mulți, probabil că crescutul animalelor și pământuri și așa, grădinărit, pare o corvoadă, pare o muncă colosală sau... O povară. O povară, da. Dar, de fapt, atunci când ele sunt parte din familia noastră, sigur, ierarhic, că avem priorități, soț, soție, copii și așa mai departe. După aia urmează animalele pe care le iubim, ne place să fim în preajma lor, ne simțim relaxați cu ele și animalele chiar dau o energie bună, pozitivă. Dar te simți relaxat și te simți pașnic în preajma animalelor dacă poți să accesezi acea frecvență, nu? Da. Și atunci nu mai e nevoie să evadezi de la ele. Continuăm cu întrebarea. Poate toți am vrea să vindem la oraș și să ne mutăm la țară, dar nu chiar toți, să zicem că mulți au tendința asta, pentru că este toți avem persoană? Da, toți avem rădăcinile în rural, doar că Ceaușescu e mutat masiv la oraș, oraș, ca să faciliteze producă industrializarea și producția, însă toți românii au în ADN-ul lor ceva să se întoarcă înapoi la țară, pe lângă faptul că din antichitate așa trăiam. Poate toți am vrea să vindem la oraș, să ne mutăm la țară, așa, dar știm că acest lucru vine și cu lipsa confortului și alte neajunsuri. Școli, licee pentru copii și așa mai departe. No, asta e un subiect pe care noi am vrut să-l discutăm de mult. Ce fel de neajunsuri avem noi la țară? Eu nu văd neajunsuri. Singurul neajuns e distanța de la noi de acasă până în oraș, care îi... relativ mică, nu pot să zici că mai ales că noi am lucrat la Londra și naveta mea spre lucru zilnică era undeva la o oră, fie că mergeam cu metrou, cu mașina sau cu ce mergeam. Acum 10 ani, sigur. Deci dacă atunci mi se părea tolerant și acceptabil o navetă de o oră încolo și încă o oră înapoi, ce să vorbim acum de 15-20 minute până în oraș? Dar sigur că oamenii se gândesc dacă pentru o vârstă mai înaintată, când ai nevoie de un doctor, de o salvare, de o problemă urgentă și trebuie să fii acolo ușor, nu ai un acces așa facil la acele facilități urbane. E o întrebare foarte bună și noi probabil că am nimerit o situație foarte bună, pentru că foarte favorabilă, pentru că avem în sat două clase, clasa a patra și clasa a doua în anul prezent, și copiii noștri sunt exact clasa a patra și clasa a doua și am nimerit perfect. Spre deosebire de ceilalți copii, cei care sunt în clasa 3-a și 1-a în momentul de față, trebuie să plece în altă localitate ca să studieze, să simplificăm. Și odată cu această navetă, normal că intervin alte probleme. Unele dificultăți, da. Dar... Eu zic că am nimerit foarte bine și cu asta, eu asta e o chestie de referință care mă bucură pe mine. În momentul în care noi am cumpărat aici, a fost un preț accesibil și pentru că drumul nu era asfaltat. Comuna era în reabilitare și nu se știa când se va face, dacă se vor face, care drumul și așa mai departe. La momentul ăla, deja comuna avea branșamentul nou la gaz, branșament nou la canalizare, la apă, fiindcă suntem relativ aproape de oraș, fibră optică, așa, s-o pus ulterior. Deci avem toate facilitățile și la scurt timp după ce ne-am cumpărat aici, s-a și asfaltat. Sigur, contează foarte mult să-ți găsești o comună, o localitate în care lucrurile avansează. Întrebarea era ce faci când nu le ai toate treburile astea acasă. Nu că ce faci. Întrebarea era, poate toți am vrea să vindem la oraș, să ne mutăm la țară, dar știm că acest lucru vine și cu lipsa confortului și alte neajunsuri. Confortul îl faci tu. Sigur că asta o faci după posibilități, după vârsta la care te afli, după nivelul de îndemânare de a face, că foarte multe lucruri, cele mai multe lucruri, aproape toate lucrurile din gospodărie, astea le-am făcut noi. Izolat câte un ajutor extern, dar când românul, cel mai mulți români sunt constructori. Din păcate am văzut și case lipite de oaltă și făcute aiurea de-a-ntată Trenta, dar nu-i nevoie să știi toate astea. Dacă ai nevoie,
și vrei să faci, găsești informațiile pe internet. Investește timp în a descoperi, în a cerceta cum se face zidăria corect. Și zidești ceva. Avem noi un video în care arătăm cum se face un acoperiș complet. Na, puteți să vă uitați la ăla și să vedeți cum făceam eu acoperișul ăia cu 3 ani. Dar lumea nu prea se uită la chestiile astea, că sunt plictisitoare, mai degrabă sunt interesați de bârfe, de... Așa, revenim. Dar dacă ai nevoie de informații și vrei să cauți, poți să faci orice. Și dacă pornești de la premisa că orice e posibil, nimic nu te oprește. Și așa că confortul îl facem noi. Da. Dar școala? Iar când vine vorba de școli și de alte facilități, cred că trebuie să studiezi foarte bine zona înainte, să vorbești cu oamenii, cu părinți din statul respectiv, care au copii la școală, să vezi cum e învățătoarea, cum sunt profesorii, cum merg lucrurile, învață copiii. Acum, cred sistemul că... de învățământ în general în România e în colaps și e spre prăbușire. Părerea mea, cel puțin demografic. Nu știu, noi... Tind să cred că am nimerit foarte, foarte bine. Am fost foarte binecuvântați când am venit aici și cadrele didactice au fost... Chiar am nimerit foarte bine, foarte implicați cumva. Da, pentru că generația din învățământ se schimbă și oamenii tind să fie cumva în pas cu vremurile. Dar sigur că suntem în Ardeal și noi vă vorbim despre ce experiență avem noi. Poate în Moldova sau în Banat sau în Sud sau mai știu eu pe unde sunt alte probleme. La liceu sigur că va fi un pic mai greu, că vor trebui copiii să facă naveta. Probabil că... No, da, deja ei vor fi mari, vor putea să se descurce singuri, mers și venit și toate cele. Pentru că nu ne mai gândim că mergem noi în fiecare zi cu ei. Și așa, clasa 4-a și ne întreabă vecinii pe drum că... De ce tot mergem în fiecare zi cu ei și la școală și înapoi de la școală? Da. Mergem cu ei pentru că suntem youtuberi, avem o gospodărie care ne ocupă majoritatea timpului și ne trezim mai de dimineață ca să putem să petrecem un pic de timp cu ei, să-i însoțim până la școală și îi protejăm cât mai putem. Dragilor, ăsta e video de astăzi. Sperăm că v-a plăcut. Suntem foarte curioși să ne scrieți în comentarii eventuale întrebări pe care le mai aveți pentru noi. O să încercăm să răspundem... Să răspundem mai scurt. O să încercăm să răspundem cât de coerent și cât de elocvent putem la întrebările pe care ni le adresați. Sigur, trebuie să fie întrebări interesante și pentru noi. Că dacă ne întreabă lumea de unde suntem, le spunem doar din Maramureș. Deocamdată locația noastră e secretă, dar dați acolo cu like. Secretă, dacă ne întrebați de ce e secretă, vă răspundem într-un alt video. Așa că ajutați-ne cu algoritmul YouTube ca acest mesaj să ajungă la cât mai mulți oameni. Vă mulțumim pentru vizionare, vă salutăm și ne vedem data viitoare.